Să știți că am și o imaginație foarte... Oh, wow! Oh, oh, okay. Oh, wow! Ați înțeles că oh și... Da. Astăzi vreau să lasez o provocare nouă care s-ar putea să dăinuiască în emisiunea noastră. Yeah. Sper să se întâmple cu mai mulți invitați. Primul pe care l-am găsit destul de nebun să facă treaba asta cu noi este deja în spatele camerelor și este un invitat... Ok! Oh, ok! Nu, de fapt, mai mult de atât. Este un invitat. Oh, yeah! Este oh my god! Este oh my god, doamnelor și domnilor! Alex Delea! Oh, yes! Hai, luați-l în brațe, ce faceți? Ce faci cu ouăle alea în mână? Ce faci cu ouăle astea în mână? Te pup! Le ține deocamdată. Bună, ce faci? Uriașule, avem un pic de treabă. O să-ți povestesc întâi despre ce e vorba, provocare. Și apoi îți spun câteva întrebări ca să ne încălzim și după aia așa. Okay. Practic, ca să înțelegeți, o să ne jucăm ghicește ce desenez. V-ați mai jucat, sunt sigur, jocul ăsta. Ne împărțim în două echipe. Și eu o să joc cu Bogdan, că du-te tu lângă Alex. Suntem noi în echipă și voi doi într-o echipă. Mamă, gata. Eu joc cu Bogdan. Mergeți acolo pe partea asta, flip chart. Eu știu să fac foarte multe lucruri. Lasă-mă să le... Dar desenat nu. Să le explic. Ne-am împărțit în aceste două echipe. Așa. Și avem doi desenatori. În fiecare echipă câte unul. Bogdan o să fie desenatorul meu. Da. E bine tocmai că am fost promovat. Ești bine. Asistentă. Hey, hey. Și Lili, vrei să desenezi tu în echipa lui Alex? Da, hai că desenez eu. Păi hai, rog, e sigură? Da. E bine, eu și cu Alex trebuie să ghicim ce desenează colegii noștri. Corect, corect până acum. O să avem cam 15 secunde. Da. 15 secunde de desenat? Da, în care Lili desenează ceva și tu trebuie să ghicești în timpul ăsta. E simplu până aici, cred că ați mai auzit de jocul ăsta. Întrebarea e ce desenăm. O să desenați ce scrie pe biletele astea, pe care noi nu le știm, da? Faceți un bilețel și aveți de desenat. Dar, skepsisul e următorul. Dacă unul dintre noi nu ghicește ce desenează colegului, va trebui să ia un ou din acest bol și să și-l spargă în frunte. Acum, acolo, în bolul ăsta, sunt și ouă fierte. Da, sunt și ouă crude. Și nice. Care sunt cele... Păi aia, nu. 5 și 5. Depinde ce nimerim. Dacă spargi un ou fiert, e bine că nu curge pe nicăieri. Dacă spargi un ou crud... Cam la câte minute s-au fiert ouăle? Cucuța, la câte minute le-ai fiert? Că să nu le fi făcut. Lasă, ci că descoperi când ai cu ele. Deci ați înțeles, da? Ne jucăm, desenează și ghicește pe ouă sparte. Bine, bravo. Cine desenează primul, eu sau Lili? Unde ele sparte? O las pe Lili prima, hai, că așa e frumos. Deci sunteți primi. Gata, deci, hai, tragem bilețel, Lili. Trebuie să fii atent. Da. Tu trebuie să ghicești, da? Lili, poți să vii pe partea asta dacă ți-ai mai așa? În momentul în care începe să deseneze, noi numărăm de la 15 în jos, da? Da, să nu vadă tata. Nu, știu să... Așează-te. Deci, 1, 3, 2, 1, merge! Hai. 15, 14, 13, okay, o masă. 12, o ciupercă. 10, 9, 7, 6, scaun cu rol, 5, nu, 4, 3, 2, 1! Oleu, aoleu, ce era asta, hai să arătăm ce era. Ia, fiți atenți ce ar să desena Lili. Desenați voi un motostivuitor. Wow, doamne. Voi tari. Spuneți, băi, că vreți să ne spargem ouăle în cap direct. Dar un pic nu seamănă. Nu e ăsta motostivuitor. Ba da, e fix moto și ăsta e stivuitorul. Ăsta e nenea care conduce. Hai, era un om acolo. Da, ba, era un om. Și cu picioarele. Wow, Lili. Okay. Eu v-am zis că desenul nu. Mă pricep la foarte multe lucruri, da? Alex, ai înțeles ce ai de făcut, da? Acum? Te să alegi un ou acum. N-ai voie să faci nimic decât să-l iei, n-ai voie să te joci cu el. Nu, stai să-l cântărești, să nu știu ce. Nu, din ochi, îl alegi, că și eu o să fac la fel, nu fi. Mamă, să-l iau din ochi? Din ochi, hai. Uite, eu ți-aduc, uite ce am pentru tine aici. Vedeți că dau. L-ai luat? Hai. L-am luat. Hai. Despășim pedeapsa. Filei tu să fii, Lili. Hai. Ajută-ți colegul. Yes! Era crud, cred că v-ați dat seama că era crud. Ok, perfect. Uite, asta o să punem aici, o să mai ajungem. Chiar mă gândeam în dimineața asta, ce să mai fac eu în dimineața asta? Chiar, da, m-a dus să deseneze Lili. Ce să facem, Alex? La tăznică. Uite, aruncăm aici. Bun. Hai că e rândul meu, du-te pe partea. Auzi și tu ce a trebuit să deseneze. Mă, nu mi-am pus o perie de păr. Am tras un bilețel, urmează să desenez și eu. Cum e viața asta, mă, Lili, mă? Ce ai extras, Lili, și ce am extras eu? O să și ce am extras și eu? Ține bilețelul aici. Deci. Așa. Poți să vii aici, haide că mă uit eu. Păi nu mai joc. Păi ce să facem? Ia. Așa.
Numărați, da? Hai, numărați! 3, 2, 1, merge! Numărați 15 secunde. Casă. Trena. Asta este un, o casă, da. Un coș, fum. Fum. Mamă, băi, tu vorbești serios? 4, 3, casă, geamuri. 2, 1, cămin. Stop! Cașcaval, chec, tort. Stop, s-a strigat stop. Asta bă, e ce oameni buni, eu sunt șocat. Ce e asta, mă, o casă? Păi a zis că e casă, că ai făcut. E o bicicletă, șurubel, e o bicicletă. Miroase, brânză, cașcaval. Asta era un cașcaval? E cașcaval, mă, ce era, arată-le oamenilor. Eu cred că a fost invidios pe mine, că a fost cum se sparge un om în cap și a vrut să-mi facă și el. Dar dacă făcea niște bancnote, ziceai mai repede cașcaval? Mă întreb? Nu spunea canapea. E extraordinar. Da! Oh my God! Eu am încercat! Serios, zlăbuț! Zlăbuț! Eu cred că abia așteptai să spargi din nou. Hai! Hai! Stai! Doamne, Joana, deci! Hai, fii atent, hai că mă concentrez acum. Am încredere în tine. Doamne. Am stat 2 ore să-mi fac freza asta. Picasso, te rog, vino și coboară. Intră cumva hai, vino, în mâna mea. Un buldozer. Vino aici. Nu mă uit. Hai că e ușor. Dă-ne-l nouă. E foarte ușor, bravo. Bun, deci noi numărăm, dăm startul, da? Ai 15 secunde. În 3, 2, 1, start. 15, 14, 13. 12, 11, 10, 9, Bine! A ghicit Alex Delea! Frigidera! Foarte corect! Și atenție, felicitări Alex Delea că ea n-a desenat bine! Da, era o cratiță, asta e o sticlă. Asta e o cratiță? E un castravet. Stai că ea a desenat frigiderul, dar deschis. Da, deschis. Bine, a deschis. Ai scăpat, bun. Hai Bogdan, ajută-mă, te rog eu frumos. Trebuie să trag un bilețel de aici frumos, cu tare. Dăm ceva frumos, te rog eu. Nu cred, bă, toate astea ușoare. Stai așa, stai că la cât de bine a ghicit prima dată. Dai mă, că eu n-am ghicit cașcaval, mă, stați așa liniștit. Da, nu văd, nu de ce aveți atâta încredere. Hai, numărați-mă. Deci voi numărați secundele și asta trebuie să spargi 2. Haide, stai liniștit. Hai, gata, hai. Și 3, 2, 1, merge! 5, 1, 14, 13, 12, pinguin. 11, 10, este 9, ceva cu solzi. 8, 7, 6, 5, iepure, 4, arici. 3, ananas. 2, Nu! Mamă, ce bine că ai făcut asta, Jeff! Dar să știți toți la ghici, cum să stați să ghiciți atât de greu? Mamă, ce ai făcut solzii aia, doamne! Hai, frumos, cine mai poate? Păi, dar oricum îți ziceau secundele la Liliana, jur, de zici că se grăbea să prindă trenul. Oh my God, hai! Dă-mi coace biletul. Dă-ne nouă, vină mai sperie. Fii atent! Vină mai încoa. Ceva frumos. E ceva frumos, dar se vede cât de frumos îmi desenezi tu. 1, start! 15, 14, 13. Soare, insulă, plajă, palmier. Ce, dar sunt prea bun, doamne. M-am zis, mă, citit pe... Am ținut eu hârtia invers. Nu cred că am ținut eu hârtia. De ce să nu te... Nu există. Cum să ghicești insulă? A zis insulă. Hai, mulțumesc. Pentru că ai soarele, ai palmier. Doamne, ferește. Cum ai ghicit tu insulă din asta? Cum ai ghicit și tu? Doamne, ferește. Hai, Bogdan. O să crede lumea că e blat. Nu e blat, că am desenat foarte frumos. Foarte bun și desenat foarte bine. Adică voi v-ați dat seama de acasă, nu? Că era o insulă. Da, mă, era clar o insulă. Nu știu pe ce planetă, dar era fix insula aia. Mamă, ce frică mi-e de ouă astea. Hai că putem șurubel, fii atent că o ghicești pe asta, că ai văzut multe la viața ta. Stai că se uită șurul la noi. Slavă Domnului. Arăta aici cuvântul? Păi nu arăta acum, lasă, du-te cuvântul de aici. Hai, uite-te în spate acolo, lasă. Hai, uite-te în spate, da? Bun, îmi dați startul, da? Da. 3, 2, 1. Și 15, 14, 13, 12, 13, om. Fată. Femeie. Bravo! Păi și te-ai gândit? El s-a gândit că eu n-am văzut. Am și șters repede. Dar sunt foarte grele astea. Nu știu cum ai putut să ghicești o femeie. Hai. S-a încins treaba aici. Bă, da, ouăle astea au scăpat super. Hai, vine aici, citește-mi partea asta, că nu știu. Eu nu vreau să mai vadă, Alex. Du-te și citește acolo. Eu chiar sunt curios să văd cum desenează Lili. Ar merita 20 de secunde pentru asta. Bun. Nu, stați liniștiți. 3, 2, 1, start. 15, 14, 13, 12, 11, 10, dar nu mi-ajunge că am făcut asta. 8,
7, 6, 5, Mulțumim! Asta este un cal, nu serios, adică uitați-vă un pic. Ce să jucăm încă o dată, hai noi, hai. Nu, dar vrea să ne lămurim pe cei de acasă că el chiar nu a văzut, adică nu e blat. Chiar nu e blat. Chiar nu văd. Ea desenează foarte bine, eu așa desenez eu. M-a enervat la asta, chiar m-am enervat la asta. E cal, mă, era... Na, și mi-a picat mie. Era un cal cu două picioare, mi-a desenat numai jumătate de cal. Bagheta magică, hai. Dați drumul. Da, 2, 1, gata, da? Hai că nu o ghicești, deci dacă o ghicești pe asta îmi sparg eu. 13, 12, 11, 10, este 9, 8, câine. 7, 6, 5, o, 4, o pisică cu coadă, 3, leu. 2, un... 1, 0, hai mă, dar leu, mă, își rupe, leu, leu. Un leu. Un leu, mă. Nu vezi că 4 lei? Ceva cu două picioare și... E un dinozaur, mă, omul Dumnezeu! Ia un dinozaur, e calul, ia, de vreme. Ia un nou și... Gata, domne, hai! Fă-i ce felul. Poate să fie? Perfect! Așa meriți, mă, la dinozaur, mă, și data viitoare poate știi. Știam, mă, dar am vrut să sparg și eu un nou din ăsta. Am vrut să sparg un nou din ăsta. Uite, vezi micile bucurii ale vieții, că tot vorbeam de fericire. Chestii care te fac fericit în viață. Ironia sorții că astăzi când m-am trezit nu mai aveam ouă și nu am mâncat ouă de dimineață. Că pe restul le iei tu. Dar măcar mi-a spart un ou. Haide să vă învăț eu. Nu puteam să... Dacă se învârte ouă foarte repede, înseamnă că este fiert. Bravo. E foarte ușor. Ia să vedem ce era. N-au voie să... Ia încerca și voi. Ia vezi, Bogdan, ia ghicește tu. A fost foarte simplu următorul. Uite, fac așa. Uite, eu l-am luat pe unul la întâmplare, și o să mi-l sparg pe frunte înainte să terminăm provocarea asta cu totul. Fii atent, Alex. Uite, am aflat că ai au luat lucrurile razna. No, da, nu știu. Ați lansat o provocare la care domnul Dan a răspuns foarte rapid și prompt, nu se aștepta nimeni. Este vorba despre tine, Zani, Elena și Oana. Și Oana. Este vorba. Ce faceți voi, oameni buni? Ce facem, veți vedea cât de curând ce vom face. Nu pot să spun. Asta e tot ce poți să ne dai. Vă urcați în avion? Ne urcăm în avion, nu știu unde mergem. Ne urcăm, o să ne urcăm. Posibil. Care mă că v-a chemat? Zi-mă că v-a chemat acolo, nu? Este foarte posibil, da, să ne vedem curând. Ați fost tari în gură, ați zis că voi ați putea să-i bateți pe concurenți, din ce am înțeles eu. Nu. N-ați zis asta? Nu, eu vorbeam cu Zani. Așa. Da, despre concurenți, nu. Și ce ați zis? Că dacă era noi acolo... Ne-am cerut puțin și uite că din glumă în glumă chiar... Chiar plecați la sâmbă, da. Într-un fel. Într-un fel, da. Într-un fel, da. Noi suntem foarte curioși. Într-un mare fel și eu de-abia aștept. Suntem foarte curioși. Știm că ai și camplog-ul pe YouTube. Ești la curent cu absolut tot ce se întâmplă acolo la Survivor. Deci, abia așteptăm să vedem ce urmează. Suntem foarte curioși. Suntem foarte curioși. Ai emoții? Băi, la fel de curios sunt și eu. Pentru că eu știu ceva, dar nu știu nimic. Adică Survivor este o continuă surpriză, da, de aceea. Ai emoții să te reîntorci acolo? Pe pământul magic? Da, păi așteptam să mă întorc de când am plecat. Mie mi-a plăcut foarte mult. Eu de-abia am așteptat să merg înapoi. Dacă e de făcut ceva fizic, ești pregătit? Te-ai mai pregătit în perioada asta sau ai lenevit? Deci, fii atent, este foarte tare pentru că eu m-am antrenat tot timpul, dar de o săptămână încoace nu am mai avut timp să mă antrenez, nu m-am antrenat deloc. Lasă-mă că mușchiul are memorie. Mie mi-e că fac un sprint și cad din picioare. Nu știu. Dar mă-mi revin 100%. Dar am avut o săptămână în care nu am putut să fac sport. Nu am avut timp. Păi abia aștept să-i văd pe oamenii ăștia acolo. Să-ți dai seama dacă intru în joc. Dacă intru în joc. Foarte curios. Este foarte posibil. De cine ți-ar fi frică dintre cei care sunt acolo, dacă ar fi să fii pus față în față? Mi-e frică de mine. Cel mai eu foarte când aud fluierul, nu mai vezi traseul. Stânga-dreapta? Da, nu, sunt foarte. Cea mai mare frică este contra mea. Deci... Auzi, Alex, dintre ei doi, pe cine vedea la Survivor să participe? Ia uite-te așa un pic. Mamă. Analizează situația. De ce te ridică? Știi cum este? Survivor este pentru toată lumea. Nu, dar... mă, zi unul, lasă acum. Mai puțin pentru noi. Da. Alex, zi unul. Bine, și Bogdan. Da. Hai mai gândește-te, tu mai gândește-te. Tu voi nu uitați, fiți cu ochii pe Survivor. Astăzi, mâine și miercuri de la 20:30, pentru că ne așteaptă oameni surprize foarte mari. Foarte mari. Este clar cel mai puternic sezon de până acum. Sparge-o! Mulțumim, Alex Delea. Și revenim după o scurtă pauză.